dacă ați lucrat în 6 luni, ceea ce altă dată se făcea în, în 3-4 ani, e sigur? Adică nu v-ați grăbit? N-ați greșit? Că așa gândesc. Dacă ne grăbeam, probabil că se vedea momentul în care organizațiile, deci FDA și EMA, Agențiile Medicamentului din Europa și, practic, Federal Drug Administration în Statele Unite, au aprobat aceste vaccinuri. Mă rog, aceste vaccinuri au fost aprobate în urma unor teste. Deci, probabil că dacă ne-am fi grăbit și am făcut munca de mântuială, testele respective, la final, ar fi arătat acest lucru. Și aceste teste, la final, sunt făcute exact la fel ca și pentru orice alt vaccin. Deci, de exemplu, în momentul în care se produce o șarjă, cum ar veni, un batch de vaccin, acest vaccin este analizat în laboratoarele de control calitativ, cred că se numesc, de QC, exact ca și vaccinul care a fost dezvoltat 10 ani de zile. Deci nu există nicio diferență. Testele clinice, deci am avut un eșantion, deci vaccinul ăsta a fost făcut pe un eșantion, testul clinic, faza 3 a fost pe un eșantion de în jur de 50.000 de oameni. Din categorii diverse. Asta este o altă chestie care nu trebuie să o uităm. Până în momentul de față am avut vaccinate, nu știu exact numărul acum, dar cred că suntem peste 10 milioane doar vaccinul nostru. Au fost unele efecte secundare, deci au fost câteva cazuri, cred că era cam la 1 la 1 milion. Și niciodată nu putem exclude 100% apariția unui efect secundar. Asta nu este posibil pentru nimic, asta nu este posibil nici pentru un aliment nou pe care cineva îl consumă la un moment dat, pentru că avem o combinație, avem ceva în organismul nostru care în combinație cu ceva străin care ne este introdus în organism, există o șansă infimă ca ceva să se producă. Dar dacă punem în balanță efectele COVID și efectele astea 1 la 1 milion, cred că nu este foarte greu de decis unde sunt riscurile mai ridicate. Piața Victoriei la Europa FM.